Bani și drepte perpendiculare, intersecția două pare și știu și acolo. Am avut în timpul lecției anterior cineva care m-a sunat, cred că este domnul acela care ne mai sună pe noi și ne mai spune câte ceva. Așa. Și atunci, domnul, vă spuneați, vreau să-mi spune ce înseamnă proiecția unei... care este unghiul unei drepte cu un frate? Unghiul? Unghiul unei drepte cu un frate. Voi ce răspundați aici? Unghiul unei drepte cu un plan. Nici eu am avut o problemă în genul ăsta și nu am înțeles. Da? Hai să-mi imaginăm o dreaptă cu un plan. Da, da. Și care este unghiul pe care îl face dreapta? Ducem proiecția, nu? Așa. Și ăla e. Deci ducem proiecția drepte pe plan. Și acele unghiul. Sigur, înțeapă undeva planul. De ce? Dacă ne gândim așa. Asta este planul Viruna. Și am o dreaptă care înțeapă planul într-un loc. Aici mă separ. Și eu vreau să văd punctul drepte acestea cu planul. Pentru asta iau un punct de pe dreaptă, să spunem un punct A, duc proiecția până înțeapă ce înțeapă proiecția perpendiculară adusă din punctul respectiv pe dreaptă. Mi-am s-a întâmplat asta în punctul A prim și unim unde am înțepat dreapta, să spunem, în punctul M. Deci, ce reprezintă o M? O M reprezintă proiecția. Da, M-a prim. Reprezintă proiecția segmentului M-A pe planul respectiv. Și unghiul ăla, M-M. Și ăsta este unghiul. Corect. Ăsta este unghiul pe care face o dreaptă cu un plan. Facem problema 15, că am ajuns aici, domnul profesor, și n-am făcut-o. Să zicem, 15... De la pagina 183. 120... 83. 83. Și ce ne scade, mă? Ce vedea asta? Azi, de la pagina 184, 17, 18, 19. Și ce vreți să facem? 17, 18, 19 sau 15 de ieri? Mai întâi, tema... Tema, 17, domnul profesor. 17, 15, 16. În ipoteză, dreptunghiul ABCD și pătratul AB e fus. Dreptunghiul AB CD și AB e fus pătrat. AB e fus. E fus. Ele sunt situate în plane perpendiculare. Cum notăm asta? ABCD perpendicular pe planul AB e fus? Exact. ABCD. Perpendicular. Deci avem ABCD perpendicular pe planul AB e F. Da. O să încă mai avem timpul. Da. Deci știe că AB e egal cu 20. AB e egal cu 20. Și BC 15. Iar BC e egal cu 15. În concluzie, arătați A. Arătați că AF e perpendicular pe planul BCD. Calculați distanța de la punctul E la dreapta AC. La AC. C. Calculați area triunghiului AEC. AEC. D. Calculați cosinusul unghiului dintre planele A, H, E și A, H, B. Și A, H, B. E. Mai are și calculați cosinusul unghiului dintre planele D, C, E și A, H, B. Și mai avem unul. Determinați tangentă F. Tangenta dintre planele A, B, C și C, E, F. Asta. Așa. Să desenăm și noi un dreptunghi. Deci, dreptunghiul acesta și cu pătratul, da? Și pătratul. Cele două
coloane sunt perpendiculare, da? Deci ABCD. A, B, să se văzut, să se văzut, așa. A, B, C, D, și pe urmă A, B, E, E. E, E. Așa, de cele două, să spunem, două plane, planul ABCD, planul AB, EF. Adică unghiul dietrului de 90 de grade. Unghiul dietrului de 90 de grade. Voi vă dați seama că dacă duc perpendiculare pe un punct de pe dreapta comună, în cele două plane, cele două unghiuri sau cele două semidrepte sunt de pe dreapta. Eu am făcut aici ca să vedeți imaginea. Unghiul drept, na, în final. Așa s-a creat imaginea. Deci eu mi-am luat acum de referință pe dreapta B, fie punctul A, fie punctul B, să creezi imaginea de perpendicularitate. Știm că AB e de 20. Asta e de 20. Știm că BC e 15. Eu am făcut-o mai mare, dar ea trebuia să fie mai mică, nu asta e important. Și că A e, nu, să arătăm că A e pe planul BCD. A, F, A, F, perpendicular pe planul A, B, C, D. Păi numai pe B, C, D zic ei, dar de fapt A, B, C, D. Da. Păi avem... Că zic B, C, D, normal. B, C, D. Avem F, A, perpendicular pe A, D, A, D, inclus în planul A, D, C, B. Nu cred mai bine, dar nu avem din ipoteza B, C, D, perpendicular pe A, B, F? Nu. Nu. A, B, C, D, avem, da. Zice că planul este perpendiculare. Da, deci A, F, perpendicular pe A, B, C, D. Pentru că F e o dreaptă din planul A, F, E, B, rezultă că A, F e pe planul pe A, B, C, D, nu? Să ne amintim cum aveam noi o teoremă, parcă era, dacă două plane sunt perpendiculare, am făcut așa ceva. Deci dacă de două plane... Da. Deci dacă două plane sunt perpendiculare și la noi sunt. Și una din drepte AF... Consecința, ziceți dumneavoastră. Poate consecința? Cred că da. Dacă planul alfa e perpendicular pe beta... Da, alfa e perpendicular pe beta. Și alfa intersectează beta în o dreaptă de AB la noi. El aparține lui D, în punctul în care se aparține lui D, putem să-l luăm pe A. Și A, punctul A, este inclus în alfa, aparține lui alfa, da. Dar nu este pe D. Dar nu-i pe D. Da, ar fi F-ul la noi. Atunci A e perpendicular pe... Atunci A e perpendicular pe D, dacă și mai dacă A e perpendicular pe alfa. Deci A e perpendicular pe dreapta D de AB. Dacă și numai dacă e pe alfa. Păi și e. Și AM este perpendicular. Dar fără din ipoteza asta, deci vedem că e FAB, e dreptul. E pătrat chiar. Nu e pătrat, nu e dreptul, da. Mai pe scurt, domn profesor, FA e perpendicular pe AB, pentru că e dreptunghi, FA e perpendicular pe AB. FA e perpendicular pe AD. FA e perpendicular pe cine, în mod sigur, Mirna? Pe AB. Pe FA, pe AB, corect, aici e pătrat. Da. Da. Și FA e și pe AD. Și FA e și pe AD, nu știu. Știm că este perpendicular plan. Nu? Eu știu doar atât, că asta de aici e perpendiculară pe AB, da? Da. Pe FA și pe AB. Că planele sunt perpendiculare, știu asta. Că FA este o dreaptă în planul AB, FA, este în planul AB, ABIF. Da. Și noi trebuie să ajungem că FA e perpendicular pe tot planul. Da.
AB perpendicular pe BG. Deci nu rezultă din ipoteza asta, nu vreți să spuneți că nu rezultă. Dacă ele sunt perpendiculare, nu rezultă că AF e perpendicular pe AB cât de. AF e perpendicular pe AB cât de. Trebuie să mă duc mai... Dar exact așa suntem la consecință, domnule. La consecință. Uitați. Da. Dacă planul alfa e perpendicular pe beta, este dacă nu este. Și ele se intersectează pe o dreaptă D, în cazul nostru AB. Da. Da? Și ema aparținelui D, în cazul nostru A. Și mai este un punct F care este... Dar F. Da. F A este perpendicular pe A. Atunci, F A este perpendicular pe dreapta AB. Este. F A este perpendicular pe AB, o avem și basta. Și A, F A este perpendicular pe AB, dacă și numai dacă F A este perpendicular pe alfa. Deci F A e perpendicular pe AB, știu că este perpendicular din ceea ce avem mai și este. Și mai am nevoie ca F A să fie perpendicular. Pe plan. Pe plan să rezulte. Să fie F A perpendicular pe plan. Cum fructificăm faptul că planele sunt perpendiculare? Asta vreau să văd exact de acolo. Ah, păi AF e perpendicular pe AB, da. Dar AF e perpendicular și pe BC. AF e perpendicular pe AB. Și pe BC, pentru că AF e paralel pe EB și EB e perpendicular pe BC. Deci AF e perpendicular, ai spus, pe AB. Da, și pe BC. Și pe BC. Că e BC e dreptunghic. Păi așa e AF, cum zici tu, e pe AD, mai repede, mai aproape. E planul perpendicular. E în ipotă. Da. Suntem un pic problemă, dar un pic să ne adunăm ideile. Deci, pentru a arăta că o dreaptă e perpendiculară pe un plan, ca aici trebuie să ajungem, da? Să arătăm dreapta e perpendiculară pe plan, aveam în ipoteză că planurile sunt perpendiculare. Da. Dreapta comună o avem. Exact. Avem că o dreaptă, perpendiculară o dreaptă de... din planul acesta, din planul lui, e A, A, zicem A, e alfa. F. Să zicem alfa. F, A, asta. Da. F, A. E perpendiculară pe dreapta de intersecție. De pe dreapta de intersecții, atunci FA este perpendicular pe plan din ce motiv? E consecința teoremei directe, cum era aceea. Dacă o dreaptă e perpendiculară pe un plan, orice alt plan care trece prin aceea, e perpendicular pe planul dat. Asta teorema directă. Nu avem așa ceva. Da. Dacă o dreaptă e perpendiculară pe un plan, spuneam ieri, atunci orice alt plan care trece prin dreapta asta, acel plan este perpendicular pe dreapta dată. Dar aici nu avem că ce dreapta avem. Nu. Teorema directă. Două plane sunt perpendiculare dacă unul dintre ele conține o dreaptă perpendiculară pe celălalt. Asta spuneam. Dacă o dreaptă e perpendiculară pe un plan, atunci orice alt plan care trece prin dreapta aceea, n-are altă șansă decât să fie și el perpendicular pe dreapta dată. Și asta e reciprocă? Nu, asta e directă. Asta e teorema directă. O consecință acestea este că dacă avem planele perpendiculare și o dreaptă dintr-unul din plane, e perpendicular pe dreapta de intersecție a lor, atunci cele două plane sunt dreapta respectivă este perpendiculară pe plan. Profesor, da, am o întrebare. BA e perpendicular pe AF. Cum? BA e perpendicular pe AF. B? Da. A. A e perpendicular pe AF, da. BA e perpendicular pe AD. BA e perpendicular și pe AD. Rezultă că BA e perpendicular pe planul AFD. Sigur că da. Și atunci, dacă BA e perpendicular pe AFD, rezultă că BA e perpendicular pe... Vreau să spun că AF e perpendicular pe AD.
A, V, de pe doar B, A, D. Dar cred că tu, Ilona, te duci bine aici. Hai să vedem încă o dată. Ea surprinde așa. Vrem să arătăm că F, A, e perpendicular pe toată planul ABCD. Asta e problema noastră, da? Și tu zici așa. Fiindcă A, B, E, F e pătrat, înseamnă că F, A e perpendicular pe A, B. Sau invers. A, B e perpendicular pe F, A. Dar tot A, B, fiindcă e de plângă aici, e perpendicular și pe A, B și pe A, D. Din cauza că e un drept. Înseamnă, iată-o pe A, B, perpendiculară pe planul F, A, D. Dar dacă spun că A, B e perpendiculară pe F, A, D, ea, A, B, e perpendiculară pe orice dreaptă din planul respectiv. Deci știu bine că A, B e perpendiculară și pe F, A, și pe A, D. Adică A, D, F, A e perpendiculară pe A, A, B era perpendiculară pe F, A, A, B pe A, D, și atunci F, A asta e perpendiculară și pe A, B, și pe A, D. Da? Deci, înseamnă că F, A e perpendiculară pe tot planul B. Bun, e perpendiculară pe tot planul de aici. Că dacă e perpendiculară pe două drepte concurente, F, A e perpendiculară pe tot planul. Păi, am zis că B, A e perpendiculară pe A, F, D. B, A e perpendiculară pe A, F, D, ai zis, ai demonstrat. Deci, din asta mi-am dat seama că rezultă doar că B, A e perpendiculară pe F, D. B, A e perpendiculară pe F, F, pe F, D, așa. Păi atât de tot. Sigur, e perpendiculară pe toate dreptele. Bine, atunci ce înseamnă că A, F e perpendiculară pe A, D, de aici? Că A, F e perpendiculară pe A, D. De unde? Păi, dacă B, A e perpendiculară pe F, A și pe A, D. Da. Înseamnă că B, A, vezi, Miruna, nu fructificăm că planele sunt perpendiculare. Și dacă fructificăm asta, nu le ducem. Păi ce înseamnă că planele sunt perpendiculare? Păi două plane sunt perpendiculare. Dacă luăm orice punct și ducem perpendicular pe punctul acela, unghiul acela e din ordinare. Noi l-am luat pe A și înseamnă că unghiul ăsta e din ordinare. Păi vedeți? Da? Deci unghiul ăsta e din ordinare. Adică F a e perpendicular și pe A, D, și pe A, B. Deci în A, P, F, perpendicular pe A, B, C, tu rezultă că A, F e perpendicular pe A, B, C, D. Și deci e perpendicular pe A, B, C, D. Da. Deci faptul că, încă o dată, planele sunt perpendiculare, înseamnă că luăm noi orice punct de pe dreapta comună. L-am luat pe A. L-am luat pe A. Și pe F. Și F este, în condiție, este perpendicular pe F, F, A, e perpendicular pe cine? Pe AB, din pătrat. Și F, A, e perpendicular și pe A, de că e unghiul diedru. Deci unghiul diedru dintre planele A, B, E, F. Deci unghiul diedru dintre planele A, B, E, F. Și planul A, B, C, ăsta este. Și fiindcă sunt perpendiculare, unghiul ăsta e de 90 de grade. Exact. Și acum ce înseamnă F, A asta? F, A, așa, asta e perpendiculară și pe A, D, și ea este perpendiculară și pe A, B, din cauza că unghiul ăsta e de 90 de grade. E pătrat. Și atunci F, A e perpendiculară pe două drepte concurente, pe A, D și pe A, B, deși e perpendiculară pe planul ABCD. Corect. Așa e. Asta e. Hai să redactăm, că am... Deci punctul A. Avem că planul... A, B, E, F, pătrat. Nu, A, B, E, F, perpendicular pe A, B, C, D. A, B, E, F, perpendicular. Pe A, B, C, D. Pe A, B, C, D. Perpendicular pe A, B, C, D. Echivalent, va spune, că unghiul ăsta, diedru, măsura unghiului, hai să zicem așa, măsura unghiului dintre planele A, B, E, F. Da? Și planul A, B, C, E
90 grade. Egal cu 90 grade. Dar unghiul acela de care spune noi este egal mai departe cu măsura unghiului e a D. Fladă. Fladă, da. A D. Deci măsura lui fladă egal cu 90 de grade. Asta înseamnă că FA e perpendicular pe AD. Nu așa? Da. La perpendicular pe AD. Cam A pe F nu ăsta de pătrat. A, B, E, F. Egal cu pătrat. Asta înseamnă, înseamnă că FA e perpendicular pe AB. Măsura lui FAB. Sau FA deodată. FA. E perpendicular pe AB. Din astea două? Și din astea două, FA e perpendicular pe planul. Dar pe două dintre componente, pe planul exact care numai noi A, B, C, D. Terminăm punctul. Da. Punctul A. Punctul B. Trebuie să arătăm distanța de la E la AC. Păi dacă facem la fel ca la A, cum a zis dumneavoastră, ducem din A, zicem că în loc de F punem E. Sau în cea A e perpendicular pe planul ABCD, nu? Da. Rezultă că A e perpendicular pe AC. E B perpendicular pe planul ABCD. Nu e... Păi n-a zis că orice dreaptă din planul ăla, care pleacă din A pe ceva? Păi dacă două plane sunt perpendiculare, da. Nu înseamnă că orice dreaptă din ăsta, orice dreaptă din ăsta sunt perpendiculare. Deci trebuie să avem clar acum că FA a fost dovedit de noi că perpendicular pe planul ăsta, da? Atunci, E, B va fi perpendicular la ei. Ei va fi și ea perpendicular pe planul ABCD. Apoi avem E, B perpendicular pe B, G și E, B perpendicular pe AB. Rezultă de aici că E, B perpendicular pe planul. Dar nu trebuia asta, uite ce nu-i de acolo. Distanța de la E la AC. Nu e distanța, E, B perpendicular pe AB. Să duce pe AC. Și spune care e distanța de la E la AC dreaptă. E un punct în alt plan. AC e în planul celălalt. Da. Distanța de la punct la o dreaptă e perpendiculară. Sigur. Din acel punct pe acea dreaptă. Perspectiva. Sigur. Ia să vedem unde pică. De cine ar fi chiar AE? De cine ar fi chiar AE asta? Da. Dovedește că este așa. Păi dacă două plane sunt perpendiculare, ce înseamnă? Dacă două plane sunt perpendiculare din una, da, deci două plane sunt perpendiculare așa, înseamnă asta, că nu orice dreaptă care eu pe aici e perpendiculară pe planul ăsta. Sau pe orice dreaptă din partea asta, nu. Uite, eu iau dreapta asta și iau o altă dreaptă de aici și nu sunt cele două perpendiculare. N-am motiv să spun așa. Ci, dacă sunt perpendiculare, atunci luând un punct de aici și când sunt perpendiculare aici și perpendiculare aici, astea două îmi indic chiar măsura unghiului de 90 de grade. Da? Deci... Tot noi sunt perpendiculare. Ia să vedem, poate aș face loc aici. E bucă perpendiculară de ce? Asta tu nu știi. Las-o să pornească și aia și Adi. Vor să înțeleagă. Adi, deci, jos aici, ca să ne înțelegem. Acesta e dreptul unghiu. ABCD, da? Asta este AC-ul. Eu vreau să găsesc distanța de la E. Eu este aici, nu? Deci, A, C, aici este eu pe perpendicular pe ABCD, nu? E B perpendicular pe ABCD, da. Avem A, B perpendicular pe AC. A, B perpendicular pe AC. Rezultă e A perpendicular pe AC. A, B pe AC? Da. A, B nu-i pe AC? A, B perpendicular pe AC.
Am, cât vrei, pentru că ai dreptul, dar... Deși ea e diagonală. Bă, că perpendiculară pe A, B și din teorema cea... Întrebarea este unde pică perpendiculară adusă din E pe AC. Aici trebuie să răspundem. Păi da. Hai să ne facem ordine în minte și să ne amintim avem o perpendiculară EB pe un plan. AC este o dreaptă în plan. Și eu vreau din E la AC. Perpendiculara din E la AC pică acolo, habar n-am, într-un punct unde pică mai întâi perpendiculara din piciorul lui EB din B pe AC. Pe O. O? Notăm O intersecția lui AC cu BD. AC cu BD. Tu îmi propui așa. Și zici că nu o va fi da, nu? Ai găsit ție diagonală. Nu-i pătrat. Nu-i pătrat, mama spune. Și? Pătrat. Și nu-i de acord. De unui. Dacă era pătrat, da. Deci, încă o dată să ne amintim. Vrem perpendiculara din B pe AC. Din E pe AC. Din E pe AC. Pică acolo unde pică mai întâi perpendiculara din B pe AC. Că conform teoremei celor trei perpendiculare spune așa. Dacă așa și așa o ducem noi, sigur așa, sigur cea care te interesează. E chiar teorema directă. Deci dacă așa și așa din piciorul perpendiculare pe dreapta aceea, atunci sigur e punctul acela va fi perpendicular pe acel. Și asta ne interesează. Ducem noi perpendiculară. O ducem noi. Că putem duce în triunghiul ăsta ABC. Ce fel de triunghi este ABC? Este un triunghi dreptunghi. Pot să zic așa, ca să avem un plan de imagine. A, B, și aici C-ul. Și ducem perpendiculară din B, pică undeva. Pe AC. Într-un punct. M. M. Într-un punct M. Și bunul simț îmi spune că nu e O, nu la intersecția diagonalelor. Dacă era pătrată? Da. Fică undeva aici, minunat. Și într-un punct M. Și atunci, sigur, e M. E perpendiculat. E M perpendiculat pe AC, adică este tocmai distanța de la el la dreapta AC. Redactăm acum, Adi, s-a înțeles? Da. Deci eram nebunit și nu știam unde să fixez punctul M. Adică tocmai punctul acela care ne exprimă distanța de la un punct la o dreaptă din plan. Ori asta îmi dă teorema directă. Teorema cel trebuie plan, spune dacă ai o dreaptă perpendiculară un plan, pe un plan. Și mai ai B, M perpendiculară, și asta o duc eu, M perpendiculară pe o dreaptă din plan, atunci unim pe E cu piciorul acelei perpendiculare, e tocmai ce trebuie ție, e M perpendiculară pe AC și asta e distanța. Deci, la punctul B, zicem așa. Cum ăsta fie B, M perpendiculară pe AC, zicem unde fie B? E B. Unde e M perpendiculară? Avem așa. E B. E perpendiculară pe planul A, B, C, D. Și ce motiv avem să spunem? E puterea. Aveam că e B, inclus, e B, e paralel cu EFA. Și ne-am demonstrat că EFA e perpendiculară. Așa. Demonstrat sau nu? Da, 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 da. Demonstrat. Punctul A. La A. La punctul A. Fiindcă am avut că e B, e paralel cu EFA, da? Știm din asta. E B paralelă cu E A. Și deci am spus E B paralel pe plan așa. AC
inclusă, deci ACE este inclusă în planul ABCD. Bână perpendiculară pe AC, în paranteză, dusă de noi, adică am dus-o, am voie să o perpecate într-un punct, într-un plan, a făcut-o noi asta, atunci, conform teoremei celor perpendiculare, deci de aici rezultă conform teoremei celor trei perpendiculare, da? Rezultă că și M, M e perpendiculară pe AC. Și asta înseamnă... Nu, asta înseamnă că asta reprezintă M, deci de aici rezultă că M egal distanța de la punctul G la dreapta A, C. Adică tocmai ce îți interesează. Și noi acum trebuie să și aflăm de autorul de ce. Între unghiul E, B, C. Avem... E, B, C, da. Avem E, B egal cu 20, B, C cu 15. Da. Așa aflăm pe E, C. E, C. Irina, ce... Uitați. E că o aflui pe asta. Da. După care mergem între unghiul E, M, C. Îndreștim pe E, C. Vrem să-l aflăm pe M, C ca să ne iasă și M-ul. Și ca să-l aflăm pe M, C, facem prin două oare, prin între unghiul A, B, C. Prin area cata 1, cata 2, supra 2 și prin baza înălțimea supra 2. Și ai aflat-o pe B, M, da. M, da. După ce am aflat-o pe B, M și pe B, C, ducem între unghiul B, M, C și aflăm pe M, C, care M, C o să fie radical de 2, 216. Și apoi ne ducem într un unghiul înapoi, în, o știm pe M, C, o știm pe E, C, și aflăm pe M, între unghiul M, C. Da, este o idee, dar una mai scurtă nu găsim. Aflăm pe A, C, pe A, E. Păi, zic, deci pe A, C... A, o aflăm repede, cum am da. Zis, da. O știi. Da. Și pe A, E, de acolo așa și din partea cealaltă. Da. Deci știi și pe A, C, și pe A, E, Adi, și pe cine mai știi? Și atâta puteai să... Ar... Păi nu te-ar putea, că știi pe A, C și pe A, E, nu. La dacă între unghiul A, E, C ar fi dreptunghic, făceam teorema lui Pitagora. A, E, C... Dacă era dreptunghic. Da. Nu prea am vreo motiv să zic că e dreptunghic A, E, C. Dar cu idei mai rapide, mai Miruna, nu putem găsi. Deci între unghiul E, B, M, A, B, E, B, o știu. E dată de autor, parte E, B. Da, pe B, M, nu aflat o E. O să iei pătratul, la capătrat. Da. Dacă aș știu pe B, M, nu m-aș descurca rapid. Păi eu am aflat o Miruna pe B, M. Trei. B, M, cum ai aflat-o tu? Păi v-am zis că m-am ajuns între unghiul... Am aflat-o prin unghiul A, B, C, cu două ore aria. Aria egal cu cât... La B, C, ai zis 15 ore asta. Da. E ca cu toată asta ce care e zis. Dar tot trebuie să o aflești pe aia, tot așa mergem. Și cu, cum ai zis eu, asta. Și așa trebuie să o aflești pe A, C, trebuie să o afli... Ca să mergi cu bună, să o afli bună. Cum am zis înainte. Da, dacă o aflu numai pe A, C, pur și simplu, că știu... Triunghiul ăsta dreptunghi, dar este ipotenuză. Da. Și am pe asta de 20 ani, de asta de 15 și am aflat-o pe acolo. Cât e acolo? 400 și cu... 25. E 25. Dacă asta e 25, azi zic 20 ori 15, e așa am zis eu. Așa ai zis, da? 20 ori e I. Uh-huh. Și plusul de 3. Și ai dat pe BMI 3. Da, și apoi e băiești. Și apoi e așa ai zis. Da, așa. Te-am urmărit noi că tu ai vorbit foarte repede. Deci, Adi, zicem așa. Între unghiul mai întâi A, B, C. Da? Deci, între unghiul. Pentru cine se te mai aici? Nu se întâmplă. Între unghiul A, B, C. N-am aflat distanța. N-am aflat că avem că A, B egal cu 24, BC egal cu 15, da.
AC. Și rezultă AC, câteodată, e cam cu 400 și cu 225, 625, deci este cam 25, nu? Da. Și acum, în tot aceeași triunghi, aria, aria triunghiului A, B, C, e egal cu... Cateta 1 ori cateta 2. Cateta 1 ori cateta 2, pe 2, nu? Cateta 1 ori cateta 2, pe 2. Și la mai departe cu ipotenuza, ori înălțimea din... Da, 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 da. Da? Ipotenuza orifii, supra... Din scoatem înălțimea care este A, BM, BM, egal cu C1 ori C2, supra, supra ipotenuza, adică C. Da? Supra C. Și egal cu? Da, 15 ori 20. 15 ori 20, da, 25. Și este egal cu? 3. Așa bine, 5, 5, 10, 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 12. Că rămâne 4 aici, pentru 5 sunt 3 aici, pentru 4 aici. Păi nu era 105, de ce mă cupăm 25 pe 2? Deci cateta 1, cateta 2, era 15 ori 20 ori 15, 15 ori 15, da. Egal cu 25, 2 cu 15. Deci 20 ori 5, pe care BM ori 25. Da, da. Și BM e egal cu 15 ori 20 și 25. Da. Păi, și când se simplifici? 15 ori 20 pe 25, prin ce îmi simplificăm? Da, 12. Face 25? 5 acolo. 25 cu 5 l-am făcut, după 5 cu 20 și 3 cu 4. Da, 3 cu 4, 12. Da, 12. Am aflat în felul ăsta pe BM. Și acum zice, mă, triunghiul e BM. În triunghiul E, B, M. E triunghiul și noi am dus noi... E B-i perpendicular, da? E B-i perpendicular pe B, M. Și atunci avem... E B este dat în problemă de 20 pască, de B, A, E, B, U. B, M l-am aflat noi acum. B, M. Egal cu 12 și spunem că... Teorema lui Pitagora? Pitagora de dată e M, e egal cu un radical din 400 plus 144. Nu are? 400 plus 144 și face 544, nu este radical rapid. Să vedem cum zice mai ce radical din... Nu este deodată. Nu. No. Zicem așa, 400 înseamnă 20. 20 la pătrat, adică 20. 4 ori 5, 4 la 2 ori 5 la 2, nu? Da, așa la 2. Și plus 3 ori 4 la 2, 3 la 2, ori 4 la 2. Și face egal mai departe, este 4 la 2, este 4 la 2, factor 4, radical din 5 la 2 ori 25 cu 9, deci 25 și cu 9, 34 face. 25 cu 9, da. Și egal cu 4, adică... Nu, 4 la 2 este, domnul profesor, nu? Sau 4, cât ești? Anul că-i pus, clasa 4 este, da. 4, da. Da, da, da. Radical din 20 și 34. 34 rămâne așa, nu? Rămâne așa. Da. E 2 ori 7, zice. Deci 4 radical 34. Distanța aceea care s-a cerut este egal acum cu 4 radical din 34. Bun. Aria lui A e cât? Distanța de la el la C. Păi acum, eu n-am vrut să zic că aflăm pe A că pe A e și dacă triunghiul A e cât tot. Era la încă. Știu tot, da? Aria triunghiului A e egal cu 20 ori 5 plus 2. A e cât? Face cât? 20 ori 5 plus 2, 150. Este A de baza A C. A, A e cât, s-a spus. A e cât. Păi A e cât o fi? Cât e? A, cât? A e tot. Eu aflu la repede. Păi vedeți că trebuia să calculăm acolo. Deci, hai să ne zicem la punctul C. Și spunem aria triunghiului A e cât egal cu baza A C. Ori înălțimea M, asta e, M, M, M,
Și ceva cu 25 ori. Acel cât e 25, am făcut o dată? Da. 25. Ori e M care e 4 egal din 34. 4 egal din 34. Supra 2. Pe 2. Adică 20, 50 egal din 34. 50 egal din 34. Cos de A cu E și cu A cu E. Deci suntem în 4, nu? Adică area lui A e C, e baza C, ori înălțimea E M. Pe 2. Supra 2. D. Distanța cosinusului dintre A, C, E. A, C, E. Da. A, C, E, da. Și A, C, B. A, C, B. Păi există un unghi aici între că A, E, A e perpendicular pe A, C. Da, deci E, A e perpendicular pe A, C. Da. Care credeți că este unghiul dintre planele A, C, E? Unghiul din ce? Între A, C, E. Adică unghiul de etră la C. Ca să găsim unghiul dintre A, C, E. Unghiul de etră. Da, dreapta comună e A, C. Da. Așa. Și unghiul format dintre cele două plane. Așa, care e unghiul dintre cele două plane? Trebuia să găsim un punct pe AC și să avem perpendiculare ridicate pe AC. E A e perpendicular pe AC. Avem bună. E A. Unde e A e perpendicular? Păi E A e perpendicular pe AC? De unde știu asta? Dacă era așa, era tocmai distanță. Deci în cele două planine, A e C, A e. Și planul care e planul de jos ABC, bine ar fi să avem șansa să găsim un punct de pe toată dreapta AC, în care gata, e mult pe perpendicular pe AC. Așa. Eu am uitat pe asta și nu am văzut că e mult pe perpendicular pe AC și B mult pe perpendicular pe AC, unghiul comun e M, B. Unghiul pietru este asta. Da. Deci, uite, e mult pe perpendicular pe AC. M, B, am zis-o noi, e perpendicular pe AC. În concluzie, unghiul ăsta de aici, deci dintre unghiul E, B, M, dintre unghiul E, B, M, care e dreptunghic în B, că E, B a fost perpendicular pe asta tot, E, B, unghiul E, M, B, e cel tot. Unghiul E. Da? N-ai înțeles aici, mai două dată. Da? Deci, era vorba de unghiul format de planul E, A, C și cu planul ABC. Trebuia să găsim intersecția celor două plane, e vorba de dreapta AC, și să descoperim un punct M pe AC și să ducem perpendicular una într-un plan, cealaltă într-un plan și iată M, B e în planul de jos, și M, E în planul discutat, e A, E, C, deci ăla este unghiul. Poate cuvinte, zicem, cosinus unghiului dintre ACE, dintre ACE, planul ACE și planul FACB este egal cu cosinus unghiului MB. MB. Sau BM, da. E, da? Imposibil să fie M. Însă, mai înainte de chestia asta, ca să spunem de adevărat, trebuia să spunem așa. Știm că